punct de vedere religios. Oamenii când îl slujeau pe Dumnezeu, când îl slujeau pe șeful Baal. Ați auzit de el. Osea, ca și Amos, are de îndeplinit o misiune specială. El trebuie să fie glasul lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi pline de corupție și de nedreptate socială. Chemarea sa ca profet are un început destul de bizar. Nu știu dacă ați apucat să citiți cartea Osea, dar este o carte plină de semnificații. Dumnezeu îi poruncește să se căsătorească cu o prostituată, din care se vor naște 3 copii. Aceștia primesc un nume simbolic, fiecare în parte, care de fapt arată infidelitatea, acest nume a copiilor, infidelitatea poporului față de legea lui Dumnezeu. După o perioadă relativ scurtă, după căsătorie, soția, vă aduceți aminte oare cum se numea? Ați auzit de Gomer? Ați auzit, perfect. După un timp, după căsătorie, soția îl părăsește, dar Dumnezeu îl inspiră pe Osea să o reprimească înapoi. Faptul că Osea o reprimește pe soția sa după despărțirea lor, vrea să arate un lucru foarte important. Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de popor. Noi trebuie să învățăm din această carte a lui Osea că Dumnezeu este soțul lui Israel, iar Israel este soția lui Dumnezeu. Căsătoria dintre ei este legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu acest popor al său. Iar cartea Osea, practic, ne descoperă această imagine a căsătoriei lui Dumnezeu cu Israel. Israel este Gomer, iar Dumnezeu, vom vedea, este Osea. Dumnezeu este foarte fidel iubirii sale și îl cheamă pe Israel din nou la respectarea alianței prin reprimirea Gomerei de către Osea în casa lui. Nici Osea nu exclude ideea judecății, poporul va da socoteală de greșelile făcute. Dacă nu se va converti, ce face Dumnezeu cu acest popor? Îl va judeca și îl va pedepsi. Prostituata, aici, ca să înțelegem, Gomer, este simbolul poporului ales care l-a trădat de atâtea ori pe Dumnezeu închinându-se altor zei. Căsătoria prostituatei cu profetul Osea este simbolul alianței dintre Dumnezeu și popor. Fuga din nou a prostituatei de profet este simbolul fugii, a îndepărtării poporului de legea lui Dumnezeu, de legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu. Reprimirea prostituatei de către Osea din nou devine simbol pentru reprimirea din nou a poporului din partea lui Dumnezeu și pentru reînnoirea alianței, iar cei 3 copii sunt semne care amintesc poporului de infidelitățile comise. Iubirea la care îl îndeamnă Dumnezeu pe Osea față de soția sa, Gomer, să știți că nu este o iubire fictivă, nu este o iubire din slăbiciune, ci este o iubire care arată foarte multă înțelegere. Este o iubire care este bazată pe iertare, este o iubire plină de sentiment, este o iubire specifică numai lui Dumnezeu, că numai El poate să facă așa ceva. Este iubirea care îl va conduce pe Israel la locul care Dumnezeu i l-a predestinat și este iubirea care îl conduce pe Iisus Hristos pe calvar și de acolo la înviere. Este o iubire care în final vrea să spună că aduce această iubire biruință. Viața profetului Osea vrea să ne spună să avem o mare atenție
față de semnele prin care Dumnezeu ne vorbește. Observați cum vorbește poporul evreu prin această căsătorie ciudată între profet și o prostituată. La fel ne spune și nouă ceva prin această căsătorie ciudată dintre profet și Gomera. Observați, Dumnezeu se folosește de orice mijloc pentru a-l reîntoarce pe Israel, pentru a-l conștientiza din nou pe Israel, că este un popor ales al lui Dumnezeu. Iertarea și milostivirea sunt câteva puncte tari ale lui Dumnezeu. El nu vrea distrugerea, observați, completă a poporului, ci convertirea acestui popor. Și prin profetul Osea, ca și prin alți profeți, Dumnezeu vrea să excludă pedeapsa. Observați, nu vrea să-i pedepsească. O întinde așa cât poate Dumnezeu ca să nu-i pedepsească. Vrea să întârzie cât mai mult pedeapsa. Problema este a poporului. Dacă va reuși acest popor să se convertească. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să putem citi semnele prin care ne vorbește, pentru ca noi să putem apoi corespunde voinței lui Dumnezeu. Mă opresc un pic asupra lui Osea în seara aceasta. Osea înseamnă Dumnezeu salvează sau Dumnezeu mântuiește. Numele acesta are rădăcină comună cu numele lui Iisus Hristos, care, diferit de numele lui Osea, care înseamnă Dumnezeu salvează, numele lui Iisus înseamnă Dumnezeu este salvarea sau Dumnezeu este mântuirea, nu? A fost, cum spuneam, un profet în regatul de nord, contemporan cu trei alți profeți din regatul de sud, cu Mihea, cu Amos și cu marele profet Isaia. A profețit aproximativ 50 de ani, plus minus. Spuneam și altădată, Dumnezeu când vrea să explice ceva poporului și nouă, implicit, folosește niște obiecte uneori. E ca la școală. Cum fac profesorii cu explicarea lecției prin obiecte? Interesant este când a fost vorba de Ieremia. Știm că l-a trimis pe Ieremia unde? În casa olarului, nu? Și s-a folosit de obiectele de acolo pentru a explica cum trebuie să se transforme Ieremia și cum trebuie să se transforme poporul ales. Aici Dumnezeu nu mai folosește un obiect sau obiecte, ci interesant folosește o ființă ciudată. O ființă de la marginea societății, am spune noi o ființă de pe centura societății, pentru a ne explica marea și de neînțelesa iubire a lui Dumnezeu. Este ceva dureros ce vedem în cartea aceasta, dar într-un fel sau altul vreau să vă spun că ne vom regăsi fiecare dintre noi în ea. E foarte interesant cum lucrează Dumnezeu cu noi. Lui Ieremia Dumnezeu i-a spus să nu se căsătorească cu nimeni, vă amintiți? Și atunci ne-am întrebat, păi ce Dumnezeu este acesta să te oblige să nu te însori, să nu te măriți cu nimeni? Nu-i ca o obligație ciudată asta? Dar în cazul lui Osea apare o obligație pe care Dumnezeu o cere, zic eu, și mai ciudată. Du-te și căsătorește-te cu o prostituată, mai nașpa. Singur, că nu te însori, nu te măriți, te mai descurci. Dar când zice Domnul, ia una de acolo, de sus, aici nu știm dacă Osea
se cunoștea sau nu cu Gomer înainte de a se căsători cu ea? Sau pur și simplu Dumnezeu i-a arătat-o și i-a spus: Osea, căsătorește-te cu fata asta. Oricum, dacă e ultima variantă, înseamnă că Osea s-a îndrăgostit de Gomer după ce i-a vorbit Dumnezeu despre ea. Sau că l-a obligat Dumnezeu pe Osea să se îndrăgostească de ea. Și atunci ne întrebăm, ai putea să te îndrăgostești de cineva obligat fiind? Nașpa. Ai putea să te îndrăgostești de propria ta soție sau de propriul tău soț obligat sau obligat fiind? Deci prima dată te căsătorești și apoi te îndrăgostești, a? Funcționează? Bătrânii spuneau, țineți minte, că dragostea vine după. Te poți îndrăgosti și după ce te însori, și după ce te măriți, nu? Pentru că dacă nu-i frumos, sau chiar dacă nu-ți place de el sau de ea, ia-l că-i bogat, are terenuri multe și casă. O să spunem că Dumnezeu nu este drept obligându-l pe Osea să se căsătorească cu o prostituată. Dar Dumnezeu este foarte drept și face acest lucru pentru ca noi astăzi să învățăm ceva. În această carte, de fapt, nu este vorba despre căsătoria unui profet cu o prostituată. Vă rog să o citiți. Dar în această carte este vorba despre o iubire dusă la extrem. Despre o iubire, aș spune, de neimaginat. Este vorba despre cum ne iubește Dumnezeu pe noi, pe fiecare în parte. Cred că mulți care îl cunoșteau pe Osea, i-au spus lui Osea, bă, cum te căsătorești cu femeia asta? Nu vezi cine e? Păi Dumnezeu m-a pus să mă căsătoresc cu ea. Cum să-ți spună, mă, Dumnezeu, să te căsătorești cu asemenea ființă? Ce Dumnezeu ți-a spus ție acest lucru? Osea, în ciuda acestor păreri a celor de lângă el, face nuntă cu Gomera și se vede că o iubește enorm de mult. Chiar a iubit-o foarte mult. Dacă citiți cartea o să vedeți. A iubit-o atât de mult încât a uitat tot trecutul ei. Nu i-a mai amintit niciodată de trecut acestei femei. Osea nu știa ce înseamnă te iert, dar nu te uit. Cum știm mulți dintre noi. La un moment dat au un copil, nu? Era foarte fericit Osea. Le-a dat Dumnezeu un băiat. Se gândea Osea, ce familie frumoasă mi-a dat Dumnezeu. Vecinii răi spuneau, da, ai să vezi tu mai încolo. A mai trecut timpul și Gomera iar a rămas însărcinată, a născut al doilea copil. Apare apoi al treilea copil. Dar se întâmplă ceva. Osea își dă seama că ceva nu e în regulă cu Gomer, care lipsea uneori de acasă. Chiar câteva ore pe zi. Osea începea să fie îngrijorat. Au început să vorbească și să râdă de ei oamenii și îi spuneau lui Osea, vezi că nu poți schimba un asemenea om? Noi da, noi îl putem. Îl ținem papucul nostru și se modifică. Da. A fost dureros pentru Osea să stai acasă ca tată cu trei copii
și Gomer să fie plecată de acasă și la un moment dat să nu mai vină deloc acasă. Și să tot audă despre Gomer că e când cu unul, când cu altul. Și să audă interesant și copiii, pentru că crescuseră mari, ce se vorbea despre mama lor. Și copiii știu multe, nu? Mai multe decât noi, despre ce se întâmplă în lumea aceasta libertină. Știți povestea aceea cu nepotul și bunicul, nu? Nepotul tot întreba pe bunicul: bunicule, cine l-a adus pe Petrică de la etajul 2? Barza. Dar pe Costel de la etajul 3? Barza, mă, copile. Cum, bunicule, dar în blocul ăsta nicio femeie nu mai naște. De fapt, toată povestea aceasta cu Gomera și cu Osea vrea să le spună atât evreilor, cât și nouă creștinilor de astăzi, că Gomera suntem noi, fiecare în parte, iar Dumnezeu este Osea. Și de ce este așa? Pentru că Gomer a fost aleasă de Osea. Adică eu am fost ales de Dumnezeu. Când auzim cuvântul profet, noi ne exaltăm, iar când auzim cuvântul prostituată, parcă cumva ți-e un pic nașpa. Dar Dumnezeu a văzut dincolo de păcătoasa Gomer. A văzut dincolo de prostituata Gomer. Dumnezeu a văzut ce putea deveni Gomer. Pentru că în viziunea de speranță a lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, am mai spus-o și altă dată, orice spin poate fi un potențial trandafir. Și noi fiecare putem fi un potențial trandafir în ochii, în mâna lui Dumnezeu. Oare am realizat vreodată că Dumnezeu a pus ochii pe noi, fiecare în parte, indiferent cât de păcătoși am fost, indiferent cât de păcătoși ne-am simțit? Dumnezeu ne-a ales pe fiecare în parte pentru că vrea să facă ceva din noi, știind că noi nu avem nicio putere ca să facem ceva singuri. Nici măcar nu am putut veni aici în seara aceasta prin puterea propriei noastre voințe. El ne-a dat voința, El ne-a dat puterea acțiunii de a veni aici. Pentru că foarte mulți se plâng, nu ajung nici la biserică, nu ajung cu atât mai mult nici aici, pentru că vreau, dar cineva, ceva mă oprește. El ne-a dat această putere. De fapt, niciunul dintre noi n-a fi putut face un pas măcar în viața noastră doar cu voința noastră. Ne-a ajutat El. De ce? Pentru că ne iubește. Pe Gomer, Dumnezeu a iubit-o enorm de mult. Păcatul nostru, de multe ori sau de regulă, ne face să ne despărțim de Dumnezeu și să intrăm într-o relație de adulter cu cerul, cu Dumnezeu. Și în ciuda acestui păcat al nostru, Dumnezeu ne spune, chiar dacă m-ai trădat, nu te dau la o parte, Gomer, eu te aleg pe tine. Nimeni dintre noi, să știți, nu este prea departe de harul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vede dincolo, vede potențialul fiecăruia și Dumnezeu umblă după noi fiecare în parte. Să nu spui niciodată pe mine, nu mă iubește Dumnezeu.
Pe mine nu mă poate iubi Dumnezeu pentru că am greșit enorm față de El. Nu. Pe fiecare dintre noi în parte ne iubește cel mai tare Dumnezeu. Cel mai păcătos om, vreau să vă spun, din locul acesta, cu cele mai multe păcate, cum spunem de multe ori, eu sunt cel mai mare păcătos, eu am făcut cele mai multe păcate din lume. Să știți că este cel mai iubit de Dumnezeu. Dumnezeu este în stare să lase 99 de oi, de ăia sfinți și drepți, și să meargă după oaia bolnavă și pierdută și să o ia în brațe. Aceasta este Gomer, adică unul fiecare dintre noi, și acesta este Dumnezeul nostru. Gomer nu a fost pentru Osea ceea ce ar fi trebuit să fie pentru Osea. Noi nu am fost ceea ce ar fi trebuit să fim pentru Dumnezeu, niciunul dintre noi. Ce trebuia să fie Gomer după ce a adus-o Osea la el acasă, după ce s-a căsătorit cu ea? O femeie cinstită, e drept? Corect. Când Dumnezeu ne-a adus în casa Lui, ce a zis fiecăruia dintre noi? Îți iert trecutul, îți iert trecutul. Și când Osea a adus-o pe Gomer în casa lui, ce i-a zis? Îți uit trecutul. Pentru că Gomer era om și nu putea să ierte, numai Dumnezeu. Îți uit trecutul. Și Osea nu i-a pomenit niciodată de trecutul ei. Ce cere Dumnezeu Gomerei, adică nouă, fiecăruia? Simplu, să te schimbi și să vadă și cei din jurul tău că poți fi altfel decât ai fost. Vedem că Dumnezeu o așezase pe Gomer într-o familie deosebită, într-o familie de profet, e important, o familie curată, o familie cinstită, i-a dat copii, Osea a iubit-o extraordinar de mult. Și știți că nu e greu să iubești când cineva te iubește sau pe cineva care te iubește. E greu să iubești pe cineva care nu te iubește. Și Gomer putea, la rândul ei, și ea să-l iubească pe Osea. Avea tot ce-i trebuia această femeie. Putea să fie răsfățată până la sfârșitul vieții ei de către Osea. Osea nu i-a cerut nimic altceva Gomerei, nici să se îmbrace nu știu cum, nici să slăbească săraca, nici măcar să-l iubească, doar să fie o femeie cinstită. Punct. Vă aduceți aminte cum Dumnezeu îl așează pe Adam într-un loc perfect, o grădină perfectă, cu pomi deosebiți, îi dă niște principii lui Adam, îi dă o singură lege, să nu mănânci doar din acest pom. Era protejat de îngeri Adam. Dumnezeu se plimba în răcoarea dimineții și vorbea în fiecare dimineață cu Adam. Așa a făcut Dumnezeu cu Adam. Și Dumnezeu aștepta să iasă din acest om ceva deosebit și frumos. Și ce a ieșit? Un păcătos. Un păcătos. Dumnezeu aștepta ca Adam să devină splendoarea creației sale și n-a fost așa. Și asta s-a întâmplat și cu noi, cu fiecare în parte. Spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, în capitolul 3, versetul 23, toți am păcătuit și toți suntem lipsiți de gloria, de slava lui Dumnezeu. Toți. Deci toți suntem Gomer, sau nu? Vă spun eu că da, într-un fel sau altul sigur, dar Dumnezeu aștepta ca să fim ceva, altceva.
Ce să fim? Oameni de treabă, atât. Oameni de treabă. Și iată ce am devenit, păcătoși. Și spune Isaia în capitolul 5. Zice Dumnezeu, ce aș mai fi putut face viei mele și nu am făcut? Ce? Dacă nu v-am dat eu liniște în țara asta și ne-o dat bunul Dumnezeu, dacă nu v-am plantat biserici în fiecare cartier, aproape la fiecare colț de stradă, dacă nu v-am dat cuvântul meu, spune Dumnezeu, dacă nu v-am dat sănătate să puteți merge și la biserică, dacă nu v-am dat părinți care să vă facă mofturile, dacă ce-aș mai fi putut face acestui om și nu i-am făcut, spune Dumnezeu. V-am dat și libertate și o aveți din belșug. V-am dat internet, telefoane mobile, v-am dat slujbe la greu, predici, nici nu mai spun. Ce aș mai fi putut face pentru voi și n-am făcut, spune Dumnezeu. Întreabă Dumnezeu, Gomer, de ce nu vrei să fii, mă, femeie cinstită? Adică, omule, eu, de ce nu vrei să te convertești? De ce nu vrei să te schimbi? Este marea durere a lui Dumnezeu de astăzi. Dumnezeu nu ne obligă, dacă observați, la absolut nimic. Noi am fost creați nu să fim robi, ci oameni liberi, liberi. Amintiți-vă cum spune fiul risipitor tatălui, când vroia să se întoarcă, tăticule, primește-mă ca pe un rob, ca un rob vin la tine. Și ce spune tăticul? Fiule, eu nu am nevoie de robi, mă. Am destui. Eu am nevoie de tine ca fiu, ca fiu, ca fiu. Dumnezeu vrea să fim nu robii lui, ci fiii lui, copiii lui. Dumnezeu nu vrea să fim niște slugi din aceia care să le fie frică tot timpul că stăpânul îi va lovi cu biciul. Nu. E exclus. Asta o gândesc cei care nu au auzit de Dumnezeu și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și s-o grămadă cărora le e frică că le pică și crucea în cap dacă intră într-o biserică. Dumnezeu ne vrea fi de Dumnezeu. El ne-a creat cu un scop, ne-a luat de pe centura lumii acesteia cu un singur scop. Vrea să fim oamenii săi și nu a lumii acesteia. Pretenția lui Dumnezeu, să știți că este justificată pentru că El și-a dat viața pentru noi, fiecare în parte. Gomer, pentru ce a făcut, nu trebuia să primească de la Osea ceea ce a primit. Ce trebuia să primească după ce a plecat de la soțul ei și nu a mai venit? Și aici e ceva ciudat. Gomer era evreică, știm foarte bine, da? Și trebuia să trăiască după legea cui? A evreilor. Deci Gomer, după legea evreiască din Levitic, din capitolul 10, trebuia să moară. Ea nu a primit ceea ce trebuia să primească. Logic? Amintiți-vă și de femeia prinsă în adulter din Ioan, capitolul 8, cred. Această femeie a cerut iertare cuiva acolo. Țineți minte faza. Nu a cerut de la nimeni. De ce? Simplu. Pentru că ea știa că asta este legea. Și n-are rost să cer iertare, că după lege eu trebuie să mor. Punct. Și a primit pedeapsa? Nu. Tânărul ăsta, tâlharul de pe cruce, a fost și el foarte clar în ceea ce a exprimat acolo.
pentru noi, zice, e drept. Noi am păcătuit și e drept, conform legii dată de Dumnezeu, să murim. N-a cerut să fie eliberat. Și nouă ne spune Dumnezeu în Romani, în capitolul 8, prin Pavel, într-adevăr, răsplata păcatului este bun, în timp ce harul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci plata păcatului care e? Moartea. Întrebarea este, cine dintre noi toți care suntem aici, cei care se uită la noi acum, în ultimele două săptămâni n-a păcătuit deloc? Ridicați mâna. Deci pentru orice păcat, plata este moartea. Gomer n-a primit pedeapsa cu moartea. Ce s-o fi întâmplat de n-a ucis-o nimeni? În acea cultură vorbesc. Că n-a fost ucisă, n-a murit. Dumnezeu a vrut să ne spună, prin faptul că n-a fost omorâtă, un principiu al Lui. Nu o omorâți, pentru că eu vreau să pun o speranță în ea. O speranță în ea. Noi cei de aici nu trebuia să fim niciunul în viață acum. Dacă Dumnezeu ne-a dus în seara asta aici, e semn că harul lui Dumnezeu, oferit prin Iisus Hristos, care este un har gratuit, gratuit, nu-l merităm, înseamnă că acest har lucrează și Dumnezeu ne iubește enorm de mult, așa cum nu ne imaginăm noi ne iubește Dumnezeu. Și vreau să nu uităm în seara aceasta un lucru important, că noi nu am primit niciunul dintre noi ce meritam să primim. N-am primit. Când Abraham stătea de vorbă cu Dumnezeu și se târguia pentru Sodoma și Gomora, spune Abraham către Dumnezeu, Doamne, să nu fii drept. Te rog, să nu fii drept. Și vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu s-a purtat cu noi după dreptatea Lui. Dreptatea Lui și-a manifestat-o doar prin Iisus Hristos sau a pus acea dreptate ca să fie împlinită de Iisus Hristos, pentru că L-a dat să moară pentru mine și pentru tine. Față de mine și față de tine s-a purtat cu bunătate, s-a purtat cu milă, cu îndurare și s-a purtat cu iubire. Deci, ce a primit Gomer și nu a meritat să primească? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce nu merita Gomer? Iubirea. Pentru că și-a bătut joc de ea, a călcat-o în picioare și totuși, vă rog să vă uitați și să nu uitați niciodată, cuvântul cheie, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, este iubire. Iubire. Inclusiv Vechiul Testament este plin de iubire, chiar dacă nouă nu ni se pare lucrul acesta. Vedem un verset deosebit cu privire la iubirea lui Dumnezeu în cartea aceasta a lui Osea. În capitolul 11. Cum să te dau, Efraim? Vorbește despre poporul evreu care și-a bătut joc până la urmă de iubirea lui Dumnezeu. Cum să te dau, Efraim? Cum să te las, Israel?
Cum să te consider vinovat? Inima zice, mi se întoarce în mine. Nu voi face după mânia mea aprinsă. Nu-l voi nimici pe Efraim, pentru că eu sunt Dumnezeu și nu om. Observați ce aluzie face. Sunt cel sfânt în mijlocul tău, Israel. Nu voi veni împotriva ta. Adică, te iubesc, Gomer, așa cum ești, fără condiție. Chiar dacă nu meriți iubirea mea, te iubesc. Vreau să vă spun, dacă Osea nu o iubea pe Gomer, garantat că atunci când a aflat că Gomer era în piața de sclavi, că acolo ajunsese la un moment dat, dacă nu o iubea, nu mergea după ea. Când Dumnezeu i-a spus lui Osea, vezi că ți-am găsit soția, mă, unde-i, Doamne? Păi uite aici, în piață. Sigur, s-a uitat și la copii și le-a spus, o mai țineți minte pe mămica voastră? Da. Ei bine, vreau să vă spun ceva. Tatăl vostru, adică eu, o iubește mult pe mama voastră și mă duc să o cumpăr din nou. Și copiii, bun, dar cu ce? Că tu n-ai mai fost la muncă de mult, Osea. N-ai mai fost pe la templu de mult. Nu-i nimic, găsesc eu o soluție. Și ce-a făcut? A vândut tot, animale cu graj cu tot, și a găsit și o măsură de ovăz și o măsură de orz și a plecat cu 15 sicli de argint să o cumpere din nou pe Gomer. S-a dus în piața de sclav și toată lumea îl întreba, unde mergi, mă? Nu ești sănătos la cap. Te duci din nou după asta. Și îi spune cineva pe drum, vezi că un sclav costă 30 de sicli de argint și nu-ți ajung 15 sicli. Orice sclav, știm că în Vechiul Testament, dacă vă uitați, costa 30 de sicli de argint. El cât avea? 15. S-a dus în piață și a spus omului care o ținea pe Gomer, vreau să o cumpăr și am numai 15 sicli. Și îl întreabă Osea, pe Osea, acel om, ce mai ai în afară de 15 sicli? Mai am 3 copii cu ea, ajunge? Și a spus omul acela, ia-o, că oricum nu valorează mai mult de 15 sicli. A luat-o de mână și a dus-o din nou acasă la el. Mă gândeam că dacă nu iubea pe Gomer, sigur nu mai mergea a doua oară după ea. Și de-i spunea Dumnezeu să meargă după ea, sigur îi spunea lui Dumnezeu, acum mai du-te și tu că eu am mai fost după ea. Nu mai vreau. Dacă Iisus nu mă iubea și nu te iubea, El rămânea în cer, să știți. Când l-a trimis Dumnezeu pe pământ, dacă nu ne iubea, ar fi spus, tăticule, lasă-mă că stau bine aici. Dar m-a iubit și te-a iubit. Pentru că cuvântul cheie în Vechiul Testament și în Noul Testament, care înseamnă toată descoperirea lui Dumnezeu și unde vedem cine este acest Dumnezeu al nostru, cuvântul cheie acolo este iubire. Dumnezeu este iubire. Iar pentru mine și pentru tine nu s-au plătit 15 sicli de argint. Deci nici măcar jumătate de preț al unui sclav,
ci am fost cumpărați cu ceva enorm, enorm, incomparabil mai scump. În 1 Corinteni spune Pavel în capitolul 6, noi am fost cumpărați nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre prețioase, trecătoare, ci cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Prețul cu care eu am fost plătit este incomparabil mai mare decât prețul plătit de Osea pentru soția lui. Ce frumos! În urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu a scris pe cer prin Iisus Hristos, mie îmi pasă de tine, mie îmi pasă de tine. Și astăzi Dumnezeu ne trimite fiecăruia câte o scrisoare de iubire în care scrie, te iubesc, omule. Țineți minte, v-am mai spus, acea fază cu fetița aceea din orfelinat, care se simțea neiubită de nimeni acolo. Și vroia să spună și ea cuiva că te iubesc, dar n-avea cui. Și a scris pe un bilețel câteva cuvinte și le-a agățat pe o creangă care trecea peste gardul orfelinatului și ajungea în stradă. Și scria pe bilețelul acela de la Mary, pentru oricine citește biletul acesta, te iubesc, te iubesc. Acesta este Dumnezeul nostru. Pentru oricine citește cartea aceasta, care se numește Sfânta Scriptură, și chiar pentru cine nu o citește, e interesant, pentru oricine merge la biserică și pentru cine nu merge la biserică, Dumnezeu spune, te iubesc, te iubesc. Pentru toți păcătoșii, mari și mici, Dumnezeu spune, te iubesc. Dacă Gomer, după ce a fost plătită cu 15 sicli de argint, i-ar fi spus lui Osea, Osea, nu te mai chinui, mă, că eu nu mai vin cu tine. Atunci, Osea oare, după cum îl cunoaștem din Biblie, ar fi forțat-o să vină cu el, ar fi tras-o de păr să vină acasă? Garantat, nu. Sigur că Osea putea să spună, femeie, vezi că eu te-am plătit și vii cu mine acasă. Dar Osea, pentru că o iubea, nu avea cum să o forțeze să vină cu el acasă. Oferta pe care ne-o face Dumnezeu fiecăruia este foarte clară. Eu, zice Dumnezeu, te-am plătit prin Hristos în urmă cu 2000 de ani. Hai să plecăm din această piață de sclavi a lumii acesteia acasă. Hai că vreau să-ți dau un viitor nou, îți dau o speranță nouă. Osea a plătit pentru Gomer, Dumnezeu a plătit pentru noi fiecare, dar decizia finală nu este la Dumnezeu, nici la Iisus Hristos, care El a plătit de fapt, ci la noi fiecare. Dacă vreau să mă duc, mă duc. Dacă nu vreau să mă duc, nu mă duc. Plata oricum a fost făcută, dar eu am libertatea de a spune, mie nu-mi pasă. E treaba lui Dumnezeu că e bună, nu mă interesează. Și asta o spun cei mai mulți prin atitudinea pe care o au față de Dumnezeu. Dumnezeu, dacă ar putea, vreau să vă spun că ne-ar strânge pe toți în brațe și ar fugi cu noi direct în cer. Dar nu poate, pentru că ne-a creat cum? Liberi. Și vrea să aibă oameni liber, cu decizie liber. Deși ar vrea Dumnezeu să ne împingă pe toți în rai, dar nu poate. Și sigur ar vrea să ne împingă. Nu știu dacă e bine să tot amânăm acceptarea acestei iubiri extraordinare a lui Dumnezeu. Poate mâine, poate poimâine, dar poate mâine și poimâine nu mai apucăm. Astăzi încă mai este această iubire imensă, mâine nu știu dacă va mai fi, s-ar putea să nu mai fie.
Ce părere aveți de Dumnezeul acesta al nostru? Ce lecție minunată le-a arătat Dumnezeu prin această carte a profetului Osea poporului evreu și nouă astăzi? Mulțumim, Doamne! Amin! Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ora morții noastre. Amin. Domnul să fie cu voi. Prin mijlocirea Preasfinte Fecioare Maria, a Sfântului Iosif, a Fericitului Iuliu și a tuturor Sfinților, să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. O seară binecuvântată!